Republica Moldova, alături de alte 50 de țări, marchează în luna septembrie zilele europene ale patrimoniului, o inițiativă a Consiliului Europei care are drept scop obiectiv promovarea elementelor incluse în lista reprezentativă UNESCO, cu scopul de a sensibiliza și încuraja populația să se implice în protejarea patrimoniului cultural din țara noastră. Ministerul Culturii va organiza mai multe acțiuni în perioada 13-25 septembrie. Ministrul Culturii a anunțat că instituțiile cultural-artistice vin în acest an cu un program consistent. Ceea ce ține de Ministerul Culturii va avea loc pe 14 în ședința comună a comisiilor UNESCO, a Ministerului Culturii din România și a Ministerului Culturii din Republica Moldova, pentru că împreună am depus un dosar de înregistrare a patrimoniului mondial pentru înregistrare în acest patrimoniu a cămașii cu altiță. Potrivit programului, suita acțiunilor va începe la Muzeul Național de Etnografie, unde se va inaugura sala de expoziții Natura. Cel mai important eveniment din teritoriu este la rezervația noastră din satul Țipăva, raionul Rezina. Este vorba de Festivalul Legendelor, este prima ediție, este o noutate pentru viața culturală a Republicii Moldova. Rezervația cultural naturală Orhiei Vechi în acest an a încercat prin serie de activități care le va organiza să atragă atenția atât asupra cadrului natural cât și asupra patrimoniului cultural. Va fi vernisată o expoziție arheologică care va arăta diferite aspecte de cercetare arheologică. Prima dată în ultimii 30 de ani vom scoate din fondul de bază al muzeului câteva cărți rare de la începutul secolului XVII. Sunt cărți religioase, sunt manuscrise. Zilele europene ale patrimoniului reprezintă o inițiativă a Consiliului Europei începând cu anul 1985, iar 10 de țări semnatare ale Convenției Culturale Europene organizează acțiuni de conștientizare a efectelor schimbărilor climatice asupra patrimoniului cultural, dar și modul în care acesta poate contribui la dezvoltarea unui viitor sustenabil.